la 10.000. Hei, să vă povestesc cum am ajuns aici. Pentru videoul acesta am lăsat la o parte lucrurile evidente, adică subiectul acestui video este mai mult decât evident din titlu, iar partea aceea cu bine ați venit, da, la fiecare subscriber a apărut și fiecare vizualizare a videourilor acestui canal, mă bucur mai mult decât dacă aș fi câștigat la loterie. Ok, acestea fiind spuse, o să încep cu mini-povestioara. Știți voi situațiile acelea în care avem așa cam 5 minute la dispoziție, o pauză și hai să mă relaxez și oarecum mă relaxez? Hai să verific ce mai e nou pe Instagram. Și Instagramul în acele 5 minute vine și îți spune: a, uite! Uite, ceva de cumpărat, știu, conform statisticilor, știu, îți place să cumperi multe chestii, multe lucruri și utile și inutile. Și tu, în momentul ăla, nu, eu nu cumpăr nimic și te muți pe o altă pagină sau te muți de pe feed, te muți pe Facebook și la un moment dat te întorci seara pe Instagram, hai să vedem ce noutăți mai sunt acolo. Și Instagramul din nou: a, uite, ți-am arătat un site nou, dar de ce nu vrei să comanzi? Haide, comandă, știu că-ți place. Și da, după ce mi-a apărut pe feed-ul Instagramului de vreo câteva ori, 4-5 ori, n-a trebuit să apară de multe ori site-ul acesta, Sider, că despre el este vorba, am cedat tentației și am comis-o din nou, ca de obicei. Și da, am plasat comanda respectivă fără să știu foarte multe detalii, primisem reclama aceea pe Instagram și nimic mai mult. Nu știam nimic despre site, m-am uitat doar să văd așa în mare parte ce stil au hainele lor și dacă, nu știu, găsesc ceva de îmbrăcat pentru mine. Și surpriză, mi-am făcut o listă atât de lungă. Norocul meu a fost că au hainele puțin mai scumpe decât, nu știu, Zaful, Shein sau orice alt site. Da, și am plasat comanda respectivă, 6 articole, am reușit, slavă Domnului, să mă opresc la cele 6 articole și n-am comandat mai multe. Da, iar după ce am plasat comanda, am început să fac și un research. Pentru mine e foarte, foarte important în momentul în care comand de pe un site nou să nu știu foarte multe detalii, e super palpitant, vezi pozele acolo, ai comandat și stai așa cu sufletul la gură, să vedem oare mi se potrivește ce am comandat. Cumva sunt pe aceeași linie pozele de pe site cu realitatea, învin mărimile, cumva mi-am măsurat talia și restul, cumva am meciuit bine talia și măsurile mele cu ceea ce e pe site. Da, este așa un suspans ce pentru mine e maxim, e cireașa de pe tort. Da, și după ce am plasat comanda celor 6 articole, pentru 6 articole am plătit 70 de euro, 350 de lei. Cum spuneam, puțin mai scump decât dacă aș fi cumpărat din altă parte. După ce am plasat comanda, comanda a fost plasată în data de 6 iunie. Am început zilele următoare să văd acolo, hai să vedem chiar, arată la fel de bine hainele și, nu știu, în ceva videouri de pe YouTube, la fel cum arată pe site, dacă sunt pozele reale sau și cum sunt materialele. Și am reușit să văd un singur video, era un video sponsorizat. Persoana respectivă era, cred, din UK, primise hainele de la ei, în sensul că fusese contactată pentru a promova site-ul respectiv și cumva au condiționat-o, i-au dat o listă cu articole și să-și aleagă din lista respectivă. Iar pe lângă asta,
Cred că și-a mai comandat ea ceva suplimentar. Ok, videoul meu nu este sponsorizat, deși mi-aș fi dorit, dar na, am plătit produsele, oricum o să le port, sau cel puțin aici este coletul, a ajuns de dimineață, nu l-am deschis, nu mai pot de nerăbdare. Și da, site-ul Chica este din Australia, cel puțin pe tracker-ul comenzii mele, produsele au plecat din China, o să vă las pe undeva pe aici sau pe aici, atașat partea de tracking. Au venit produsele din China, am plasat comanda în data de 6, astăzi este data de 21, au ajuns produsele în 15 zile. Este un timp relativ ok. Și da, pentru ca la prima comandă primești 20% reducere, ca să ai transport gratuit e nevoie de o comandă de minim 49 de euro. Stați așa să văd, să nu vorbesc degeaba. Da, 49 de dolari, da, am spus o prostie. 49 de dolari este comanda minimă pentru a avea transportul gratuit. La prima comandă ai 20% discount și apoi dacă îți cumperi la următoarele comenzi, dacă îți cumperi produse de 90 de dolari, primești 15% reducere, 110 dolari, 20% și peste 150 de dolari, 30%. Na, cam asta este cu partea de transport, comandă peste 49 de dolari. Produsele ajung acasă, cel puțin am primit coletul acesta prin DPD. Ei sunt oricum tot timpul foarte fair play, așa te anunță cu vreo 3 zile înainte, îți livrăm coletul, poți să-l reprogramezi. Am văzut că și cei de la Same au preluat cumva asta, dar da, cel puțin eu de la DPD tot timpul primesc notificarea. După cum se vede, nerăbdarea mea a ajuns la cote maxime și nu mai pot și am deschis coletul. Și am în felul următor. Mi-am comandat două perechi de cercei. Oh, da, am primit niște stickere. Super ciudat, nu știu ce să fac cu ele. Peace and Love, Good Vibes, 2022, Camp Cider. Ok. Vedem. Nu știu dacă o să le folosesc undeva. Bun. Primul articol este o fustă. Sper. Vin împachetate frumos. Așa. Este o fustă din aceasta ce ar trebui să fie mulată pe corp. Super dubios croiul, o voi încerca și vedem cum stă îmbrăcată. Deocamdată arată super dubios. Materialul, după cum vedeți, este puțin mai mult transparent. Da, e un material transparențel, așa. Stați să văd cât a costat, că nu mai știu, nu mai știu, nu mai știu. Da, sunt puțin dezamăgită de primul articol. Și având în vedere că au fost hainele mult mai scumpe decât ce găsești pe alte site-uri, aveam așteptări mult mai mari. A, 16 dolari a fost. Și update 70 de dolari a fost comanda mea, nu a fost 70 de euro. Sunt obișnuită de pe Shein cu prețul în euro. 16 dolari, 90 de lei. Da. Nu știu ce să zic. O să îmbrac și o să văd, dar arată dubios. Foarte dubios. Bine, mi-a mai scăzut nivelul de entuziasm. Pentru fusta respectivă mi-am comandat un top. Un crop top. A, uite, asta arată drăguț. E așa pe un crem.
Materialul nu e chiar atât de transparent precum e cel al fustei și pare a fi un picuț prea mare pentru mine. Toate articolele sunt mărimea XS. XS? XS port de obicei. Sper că XS au. Da, tot ce mi-am comandat este mărimea XS și a fost $10 topul acesta. Vedem cum stă. O să-l îmbrac un pic mai încolo. Și vă las inserat poză, video, ceva. Articolul cu numărul 3 și nivelul de entuziasm este de la așa. Așa. Un al doilea crop top, la fel, este puțin transparent și arată dubios, foarte dubios. Dar poate, dacă îi pui ceva pe dedesubt sau poate îmbrăcat, o fi mai bine, nu știu. Cred că tot la fel a fost vreo $15. 18 chiar. Na. Nu merită. Deloc. Next one. Și zâmbetul de pe fața mea a dispărut. Brusc. Și entuziasmul și tot. Ia să vedem pantalonii. Pantalonii fac parte din același set cu... Oh, no! Mă vedeți? Cred că mă vedeți. Sau? Se vede. Se vede tot prin ei. Da, plus că... Eu zic că sunt foarte largi. Foarte, foarte, foarte largi. Foarte mari. Și aveam atâtea așteptări de la pantalonii aceștia. Oh, no! Cel mai probabil, nu știu dacă pot să încerc, o să cadă de pe mine. Dar, again, poze, filmuleț undeva. Și mai am două articole, două perechi de cercei, măcar sper ca aceștia să arate bine. Sunt împachetați așa. Oh, no. I'm so disappointed. Da. Prima pereche sunt așa, soare și lună. Dar să văd că nici nu am cercei în urechi. Așa arată. Și dacă îi încercăm... Arată drăguț. Ăștia îmi plac. Chiar îmi plac. Și sunt destul de finuți, așa. Mă așteptam la ceva mult mai prost lucrat. Luând în calcul setul de mai devreme. Și cea de-a doua pereche. Haideți că mi-a revenit zâmbetul pe buze. Dar, da, $70 și să... Pot purta doar cercei de acolo, nu e un preț bun deloc. Ups, a căzut ceva. A, era... Nu s-au dezintegrat. Și varianta aceasta. Așa. Și dacă îi încercăm... Oh, no. Dacă îi încerc... Ah, sunt foarte drăguți. Hai și pe celălalt. Da, cerceii sunt frumoși. Dar, din nou,
două perechi de cercei la 70 de dolari și poate un top acesta. Așa e partea din față. După partea cu despachetatul, nu sunt foarte happy, nu sunt foarte fericită. Nu este un raport bun calitate-preț, dar mă duc să fac partea de try-on și revin cu o concluzie. Și concluzia concluziilor, mi-a revenit entuziasmul de la începutul clipului sau nu? Eu zic că da, mi-a revenit entuziasmul și în cazul în care m-ați întrebat dacă vă recomand sau nu să cumpărați articole de pe site-ul acesta, eu v-aș spune da, cu o singură condiție, să vi se potrivească stilul lor de a crea haine, adică să purtați varianta aceasta de crop top, să purtați articole mulate, ei au un stil aparte, cel puțin majoritatea articolelor ce le-am văzut eu sunt pe un anumit stil și dacă vi se potrivește stilul respectiv, raportul calitate-preț este ok. Deși la început, în momentul în care am văzut hainele, efectiv, le-am scos din pungă, eram, nu vine să cred, ce e asta? Cel puțin ați văzut în video, nu pot să maschez anumite stări și în momentul în care ceva mă deranjează, se vede pe fața mea așa, like, what? Pe bune, chiar așa? Și cam asta a fost reacția mea, dar după ce le-am îmbrăcat și călcat, setul acesta l-am și călcat, sunt wow! Na bine, eu sper că v-a ajutat videoul acesta, vă mulțumesc că ați stat cu mine și ne vedem videoul următor. Vă pup! Ciao!